catalanii nu sunt reticenți în ceea ce privește referendumul pentru revizuirea Constituției și spun că se bucură că nu trebuie să meargă de două ori la vot. Mai multe amănunte aflăm de la colega mea Corina Gliguța. Majoritatea zeleoanilor susțin că vor participa la referendumul pentru revizuirea Constituției din luna mai, care va fi organizat odată cu alegerile europarlamentare. Referendumul pentru revizuirea Constituției? Da. În mai este, știți? Da. Considerați că e bine că este deodată cu alegerile europarlamentare? Păi bine că nu mergem de două ori. Da, da. Considerați că este bine că sunt în același timp cu alegerile europarlamentare? Că era bine separat. Separat. Așa era mai bine, după părerea mea. În 2012, la referendumul pentru demiterea președintelui României, Traian Băsescu, prezența la vot în sălaj nu a fost una foarte mare, aproximativ 38%, mai puțin decât media pe țară. Anul acesta însă urmează să constatăm dacă pentru revizuirea Constituției, lucru care aduce modificări în programul președintelui României, vor participa într-un număr mai mare. Crin Antonescu și Victor Ponta au anunțat la începutul săptămânii că referendumul pentru revizuirea Constituției va avea loc în luna mai, odată cu alegerile europarlamentare. Scopul aceste decizii, potrivit lui Crin Antonescu, este de a-l întări, spunând că cele două teme nu se ocultează una pe alta, nu îl încurcă pe cetățean, nu duc la confuzie. Dacă propunerile de modificare a Constituției vor trece la vot, noul președinte ales în decembrie 2014 va avea puterile mult diminuate față de actualul moment, iar poziția PSD va fi întărită, pentru că una dintre noile prevederi constituționale arată că președintele îl desemnează drept candidat pentru funcția de prim-ministru pe reprezentantul propus de partidul politic, respectiv de alianțele politice participante la alegeri, care au obținut cel mai mare număr de mandate parlamentare.